Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un scurt video în care o să vă prezint cele două perechi de rostovi, rostov albu, pregătite pentru a fi puse la împerecheat. Diferența o puteți observa și dumneavoastră față de videoul trecut. În acest video vă prezint deja femelele cu cozile tăiate. La masculi avem doar încălțătura tăiată. Așa trebuiesc toaletate fiecare pereche înainte de a fi pusă în pereche. La împerecheat, mai bine zis. Avem două perechi foarte frumoase de rostov albu. Sper să obținem puișori la fel de valoroși ca și părinții, pentru că eu consider că am oprit în urma selecției două perechi foarte bune de rostov albu. Ia uitați, aici avem prima pereche și cea de-a doua pereche. Sper să vă placă acest video. O să continuăm și cu videouri cu celelalte culori. O să urmeze culoarea negru. O să vă prezint și pe aceea cu încălțătură și fără încălțătură. Să vedeți cum arată înainte de a fi pregătită pentru a fi pusă în pereche și cum va arăta și pregătită pentru a fi puse la împerecheat. Acesta a fost videoul meu. Sper să vă placă. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.